Salut, sunt Klaus. Afară plouă de vreo două zile într-una, așa că ce poate face omul când plouă afară decât să se pregătească pentru o ieșire. Cum tot m-a apucat nebunia asta acum cu sobițele, am început să fac o sobiță, mai una. Și până la urmă mi-am dat seama că văd că nu mai mă opresc. Și tot am continuat așa cu ele. Diferite forme, diferite mărimi. Ia. 2, 4, 6, 8, 10 și un în paș. Cam cu asta m-am ocupat astăzi. Prima, asta mai mult este un lampaș decât o sobiță. Niște sobițe cu pereți dubli. Mai multe variațiuni, să zicem așa, pe aceeași temă. Niște sobițe simple. Pe aceasta am umplut-o cu vată minerală. Se și vede. Faza cu băgatul. Asta iar o interesantă. Am tăiat de tot fâșiile. După care la fel cu vată minerală. Asta la fel e foarte interesantă. Tot un fel de sobiță cu pereți dubli, doar că nu i-am mai făcut găuri, ci doar am îndoit cutia dinuntru la nivel. La fel una simplă. Deci, tot felul. Acum, ca să le testăm, am să le iau pe cele mai interesante care mi se par, adică aceasta, fără găuri, doar cu margini îndoite. Am să o las și pe asta, care am tăiat-o, felii, și aceasta, iarăși, foarte simplă. O cutie mare în care am pus una mică și vată. De data asta am cumpărat un alcool tehnic și vom pune în fiecare spirtieră câte un păhărel din acesta, să vedem care va arde mai mult. Aceasta arde cel mai bine deocamdată. Celelalte încă n-au început. Asta trebuie încălzită un pic. Sunt curios cum se comportă dacă îmi pune o cană pe el. Asta văd că arde chiar foarte tare. Și asta. Din păcate, asta cu fâșiile care am făcut-o, văd că nu. Ba. Iată că începe și asta să ardă. Mai greu, dar iată că a început și cea mică.
Cele două din mijloc mi se par cele mai fiabile, să zic așa. Fiindcă pot să pun liniștit pe ea o cană. Asta mare nici nu mai spun. Arde. Și asta merge. În schimb, asta chiar merge cel mai bine. Arde cu putere. Asta a ieșit că s-a așa oprit. Și asta mică. Văd că merge acum. Ne-a trebuit mai mult timp până s-a încălzit, dar după ce a pornit, merge bine. Asta la fel. Până acum cea pe care stă acum cana e preferata mea. Apa deja fierbe. Iată că mai una s-a stins. Și au rămas aceste trei. Asta chiar dacă nu e așa frumoasă și nu arde cu o flacără din aceea ca la aragaz, e foarte bună, văd că arde încă. Cea din mijloc chiar își face treaba și ea. Și asta ultima arde frumos, ca o flacără de la aragaz. Și văd că încă merge. Adevărul că a pornit și mai greu un pic. Cum ziceam, cam asta face un om care nu poate să iese afară și are câteva cutii de suc și de bere goale prin casă. Văd că încep să dea senzația că se sting. Și cea mare s-a stins, așa că au mai rămas doar aceste două. Nici a doua văd că nu mai are viață multă. Cred că dacă și pun, da, s-a stins. În schimb, micuța asta văd că duce. E adevărat că a pornit un pic mai greu. Toate s-a răcit. Din toate 5 care au fost, gata, s-a stins și ultima. Asta
m-a dezamăgit de complet. N-a ieșit deloc cum am vrut eu. Aceasta cu pereții dubli a fost a doua care a consumat combustibilul. Ultimele trei fiind acestea. Acum aș vrea să mai fac un test, sper să mă plictisesc, să vedem care din ele va fierbe mai repede o cană cu apă. Pentru asta, la fel, am să pun câte un păhărel din acesta mic de alcool și voi răci la de fiecare dată cana și să vedem.